Capitolul 11. Petru își îndreptățește purtarea. Apostolii și frații care erau în Iudea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați în prejur și ziceau: Ai intrat în casă la niște oameni netăiați în prejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope și, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: Nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni, trimiși din cezarea la mine, au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, Trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu și toată casa ta. Și, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Barnaba și Saul la Antiohia cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia au vorbit și grecilor și le-au propovăduit evanghelia Domnului Isus Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia o foamete prorocită de Agab. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată, fiecare după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudea, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.